Premierul Irlandei, Leo Varadkar, s-a înregistrat din nou ca practician medical și va lucra o tură pe săptămână pentru a da o mână de ajutor în contextul crizei coronavirusului. Decizia a fost luată încă din martie, când ministrul sănătății de la Dublin a lansat o campanie de recrutare de specialiști pentru ca serviciul de sănătate să poată face față pandemiei de coronavirus. De atunci și până acum, peste 70.000 de oameni cu experiență în domeniul medicinei au răspuns la apelul acestuia. Varadkar, care a profesat timp de 7 ani în acest sector, ajută la evaluările medicale prin telefon. Orice persoană care e posibil să fi fost expusă la coronavirus este inițial evaluată prin telefon. Irlanda are și ea deja peste 5.000 de cazuri de contaminare, cu 160 de persoane decedate din cauza COVID-19.